nu credeam că ieri alaltă, ieri am vorbit cu fratele Sandu, el mai are până marți, miercuri, când vrea să plece în Spania, înapoi și... Ei, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să stăm împreună și aici, noi facem parte din aceeași adunare în Spania. Și am vrut ca în această rătămasă să simt un gândul cu dumneavoastră, să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Amin. Avem aici în fața noastră acest cuvânt al lui Dumnezeu spus lui Iosua. Desigur, fraților, eu cred că dumneavoastră cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, cunoașteți împrejurările prin care au trecut poporul lui Israel pentru a veni din, de acolo, din Egipt. Au suferit mult, 40 de ani, și în sfârșit spune cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns la râul Iordan, slăvit să fie nou. Vreau să vă spun ceva despre Iordan, eu am fost acolo la Iordan, nu e nu știu ce apă mare, așa că cum ar fi cârnava asta ce trece pe aici, poate un pic mai mare, dar vedem că acolo Dumnezeu a făcut o minune, o secat acea apă curgătoare care și o trecut prin ea. De acolo o luat, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ce-o citiți fratele Ilie, o luat pentru fiecare seminție câte o piatră și o pus acolo, o zidit acolo un turn, acele 12 pietri după numărul semințiilor lui Israel. Și acelea spune cuvântul lui Dumnezeu aici că dacă cândva copiii lui Israel vor întreba ce cu pietrele acestea, să spună minunea care a făcut-o Dumnezeu acolo cu poporul lui Israel. Vedem că acești oameni, trecând prin acele greutăți și venind în acea țară binecuvântată, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că este țară binecuvântată, unde curge lapte și miere, într-adevăr, fraților, cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucruri adevărate și așa este în Israel. Dar vedem că toate lucrurile prin care Dumnezeu a făcut minuni cu acest popor și noi de multe ori le amintim și vorbim din acest cuvânt și vedem că acolo acești oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu, acești oameni care au fost poporul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, un popor care se poartă numele, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedem că și în ziua de astăzi ei au război acolo. În ziua de astăzi parcă nu mai recunosc multe lucruri și ei, chiar vreau să vă spun, ei nu l-au recunoscut și nici acum sunt cu tărie că Iisus nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Și ei așteaptă un Iisus care să vină. Dar vedem, noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și știm că Iisus Hristos când o să vie, nu o să mai vie ca mântuitor, așa cum o vint atunci, ca să ne mântuiască. El va veni ca judecător, slăvit să fie Domnul. Depinde după noi, măi fraților, cum ne purtăm viața aici împreună cu Domnul. Iubiții mei, frați, vreau să vă spun că și a sluji lui Dumnezeu după bunul plac al tău sau după anumite îndemnuri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu ne duce la ruină. Niciodată nu o să ne întâlnim cu Dumnezeu. Vedem, fraților, atâtea confesiuni și atâtea lucruri care se întâmplă în jurul nostru prin adunări. Oameni convertiți care susțin că fac voia lui Dumnezeu și parcă dacă te-ai uitat în Biblie, după tot ceea ce fac oamenii care se cred copii al lui Dumnezeu, parcă departe de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră să predic această Evanghelie și poate nu știu dacă am mai spus aici, am mai fost parcă o dată aici, să predică în multe locuri și la multe confesiuni, la multe religii, pot să spun așa, la multe culturi și toți o schimbă. O schimbă, măi, fraților, dumneavoastră poate vedeți dacă un păstor de la Pentecostal vorbește, ăia de la baptist nu vrea să asculte. Dacă predică baptistul, nu vrea să asculte ortodoxul. Dacă predică ortodoxul, nu ascultă pentecostalul.
Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că doar o singură cale duce la viață. Să vezi la Dumnezeu. Vorbeam când am venit aici despre o naștere din nou, care cuvântul lui Dumnezeu o face. Noi trebuie să fim născuți în cuvânt și după cuvânt. Noi dacă suntem născuți sub altă formă pentru a merge pe calea lui Dumnezeu, să știți că greșim. Nu vreau să critic în seara asta. Vreau ca împreună cu mine, și asta poate îmi sună și mie și dumneavoastră, dacă noi nu ducem la îndeplinire ceea ce e scris aici în cuvântul lui Dumnezeu, să știți că cu Dumnezeu nu să ne întâlnim. Doar o frântură, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ducem la îndeplinire tot ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru noi prin Iisus Hristos și prin apostoli, fraților. Noi suntem convertiți și suntem născuți din cuvânt ca să ducem la îndeplinire această Evanghelie, aleluia, care a lăsat odată pentru totdeauna. Pentru că la urmă ne vom întâlni cu judecătorul, cu Iisus Hristos în fața scaunului de judecată. Slăvit să fie Domnul! Și eu cred, fraților, că toți acei care fac voia lui Dumnezeu, așa după cuvânt, să știți că aceia sunt cu adevărat mântuiți. Nu ne faptul că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință și încearște tuturor de pretutindem ca să se pocăiască, să se căiască de viața asta grea, de viața asta rea, de aici. Cuvântul lui Dumnezeu într-o împrejurare spune, ieșiți din mijlocul acestui neam ticălos. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ieșim din mijlocul lui. Și parcă ne întoarcem înapoi. Cu părere de rău. Mulți, și chiar astăzi am predicat la Tătârlaua, parcă aici, în adunare, toți suntem buni. Noi, fraților, suntem lumina lumii afară. Aici, în adunare, aici toți suntem. Dacă vă uitați la mine, cu toate că am avut descoperire că am o credință mică, Dumnezeu să-mi o ție așa mică cum o am, că spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă aș avea o credință, cât un bob de muștar. Shalom în asiver canale. Vă dați dumneavoastră seama? Eu mă bucur că am o credință așa de mică. Dumnezeu să mă ție așa în această credință, că înseamnă că am credința în Hristos. Mulți oameni se încred în cei mari. Mulți oameni se încred, poate, în alte lucruri, în averi. Poate să încred în banii care iau. Slăvit să fie Domnul că eu mă încred în el. Dumnezeu să mă țină în credință, în credința asta care a fost dată odată Sfinților pentru totdeauna. Și asta s-o țineți și dumneavoastră de aici, din Giuful. Fraților, nu vă uitați la fața oamenilor. De multe ori parcă oamenii zice, păi nebuni ai acolo, care se adună acolo. Sau să așa, sau ce știu eu cum. Fie cum vei fi, fie cum vei fi, că vei fi sărat, că vei fi bogat. Dumnezeu nu-i contra nici să ai bogăție. Dar să nu spui inima la cele bogății. Inima ta să fie predată în totalitate lui Dumnezeu. Amin. Și atunci Dumnezeu va lucra cu noi. Atunci când inima împărțită, și astăzi vorbeam de dragoste de dimineață, atunci când inima împărțită a unui om, fraților, care de mijloc nu este, calea de mijloc merge în jos, nu este cale de mijloc pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne conștientizează și să ne daie putere, fraților, ca să rămânem credincioși în ceea ce o lăsat pentru noi, slăvit să fie Domnul. Sunt atâtea lucruri, fraților. Vedem că atâtea lucruri care se întâmplă prin multe adunări, cu părere de rău, o spun. Noi să nu fim așa. Noi să ținem odată credința ce-o croit-o Dumnezeu. Ce-o dat-o prin Iisus Hristos nouă. Și mulțumim lui Dumnezeu că suntem o generație care aici în România, suntem o generație care n-am avut război. Care nu suntem asupriți a vesti cuvântul lui Dumnezeu și a face voia lui Dumnezeu. Să știți dumneavoastră că asta ne va sta în fața scaunului de judecată dacă noi nu ne pocăim. Noi avem o libertate a cuvântului Dumnezeu, pot să spun așa că a făcut un apel către pământ ca noi să putem
să stăm drept înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Iubiții mei, frați, Dumnezeu a lăsat niște porunci la acest popor. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în Deuteronom, înainte de a ajunge la acest Iordan, îi dă poruncile care să le împlinească în țara în care intră. Știți dumneavoastră că o citit fratele Ilie și eu nu vreau să citesc încă o dată. Timpul e scurt și cât Dumnezeu îmi va da, atâta vorbesc. Dar vreau să vă spun că aceste porunci care le-au dat când va intra în țara Canaan, cuvântul lui Dumnezeu aici în Deuteronom 6 spune așa, din versetul 3. Ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă-le, Israele, încă o dată spune, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Amin. Vedeți, fraților, mulți oameni au mai mulți Dumnezeu. Să închină la cine știi ce. Până când au ajuns acolo ca omul să sărute moaște sau anumite lucruri și zice, noi mergem bine. Să știți că Satan nu pune arma jos nici la noi, la penticostal sau la baptiști sau la creștini după Evanghelie sau în orice confesiune. Nu. El lucră și luptă în paralel. În paralel cu tine când vrei să faci voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne conștientizează și noi, dacă vom sta în cuvânt, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, noi o să ajungem să ne întâlnim cu Hristos. Slăvit să fie Domnul. Dar numai atunci, nici o frântură din cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-aș neîmplinit, cuvântul lui Dumnezeu e atât de jingaș, de nu poți să te abați puțin, că atunci nu vei ajunge. Mântuirea e foarte jingașă, nu-i grea, dar trebuie să te supui. Dumnezeu să ne ajute. Dacă aici, la acești oameni, pentru intrare în țara Canaan, le spune, ascultă-le, Israele, câte porunci ne dă nouă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, frați, nu mai știu chiar precis de unde o citiți, de unde am predicat azi dimineață, dar vorbeam despre dragoste. Să vedeți dumneavoastră acolo, din Roman, dacă nu mă știu, da, din Roman. Și spune așa, să vedeți numai niște porunci, care poate noi nu le băgăm în seamă. Zice așa cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea să fie fără prefăcătorie. O poruncă. Fie-vă groază de rău. Lipiți-vă tare de bine. Astea sunt porunci date, că Biblia e insuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos pentru noi. Puteți să le numărați. Iubiți-vă unii pe alții. Încinste fiecare să dea întâietate altuia. Îți porunci. În sârguință fiți fără prege. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Eu am încercat odată să scot de aici și fratele Sandu cred că știe. Să scot din Noul Testament toate poruncile care s-au dat. Prin apostoli și prin ăsta. Sunt mai mult de 450 de porunci care trebuie să le ducem la îndeplinire. Gândiți-vă dumneavoastră, numai astăzi, o postescu de dragoste. Și câte porunci sunt aici în atâta, un pasaj atâta de mic. Toate epistolele care le-a scris Pavel, sau au fost scris și de alții, toate aceste epistole ne dă niște porunci. Știți de ce? Pentru că în urma evangelizării, după ce au primit cuvântul, chiar dacă vreți în 1 Corinteni, aici, aici Pavel era închis, era în pușcărie, în timp ce a scris această epistolă către acești oameni, către Corinteni.
Dar auziți că el nu intervine dintr-o dată, așa, ca să doboare. Vine cu Duhul blândeții și spune așa, căci fraților, am aflat despre voi de la Chloe că între voi sunt certuri. Și erau. Vreau să vă spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Parcă exact așa cum se întâmplă și am spus la început, păi eu sunt pentecostal, păi Ilie Baptist, păi fratele creștin după Evanghelie, ăsta e martor al lui Iehova, ăsta e adventist sau alte lucruri. Parcă așa s-a întâmplat acolo. Și vine Pavel și ceartă. Noi trebuie să avem o religie după cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Eu nu văd în Scriptură o religie aparte. Băgați de seamă că și Satan este rău. Eu dacă vreți, vă arăt, atunci când s-au înființat culturile în 1947, Bradin, care a fost președintele cultului, au devenit președintele departamentelor cultelor din România, declară cam în acest sens credință celui care vroia să strece credința diavolului. Deci jur în fața autorităților Republicii Populare Române, cum era atunci, atât eu cât și subordonații mei vom împlini legile României, nici de cum legile Bibliei. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dar ce ziceți dumneavoastră? Parcă nu a citit Biblia asta niciodată. Sunteți de acord cu așa ceva? România nu-i condusă după Biblie. După Biblie, Iisus Hristos vrea să ne ducă în altă țară. Vrea să ne ducă în împărăția Lui. Amin. E aparte, fraților. Aici, pe pământ, nicio țară nu-i condusă după această Biblie. Că atunci n-ar mai fi războaie, atunci n-ar mai fi minciună, atunci n-ar mai fi te duci la unul la lucru și să nu te plătească? Nu! Iisus Hristos nu rămâne dator. Slăvit să fie Domnul. Amin. Când ai lucrat pentru El, El îți dă tot ce trebuie, slăvit să fie Domnul. Și vedeți, cuvântul lui Dumnezeu aici ne spune mai departe și îi îndeamnă pe acești oameni și spune El așa în capitolul 3. Când despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tale, că nu le putea suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezvinări, nu sunteți voi lumești? Și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi lumești? Când noi spunem, eu sunt pentecostal, ăla la tine baptist, ăla e cu tare, nu suntem noi lumești? Noi trebuie să fim al lui Hristos. Slăviți să fie Domnul. Și atunci, fraților, atunci Dumnezeu dă binecuvântare. Slăviți să fie Domnul. Nu astea, fraților. Astea nu-s lucruri. Prin aceste, și să știți că nu poți vorbi oriunde lucrul ăsta. Dumnezeu mi-a deschis acolo pe bancă ca să pot să vorbesc între dumneavoastră. Slăviți să fie Domn. Uite, fratele Sandu merge cu mine de multe ori și de multe ori lucrul ăsta nu pot să-l vorbesc. Vă vorbesc pentru că sunteți frații mei și Amin. Dumnezeu să vă întărească pe această cale. Eu am spus oamenilor despre această adunare, eu am mai fost odată aici, eu pe fratele Iliu îl cunosc de mai demult. Și am spus că v-ați despărțit pentru că alții v-au învinuit ca să săvârșiți ce știu eu ce lucru. Fraților, cine are nevoie de doctor? Cei bolnavi. Cei bolnavi. Slăviți să fie Domnul. Păi cum, tu dacă greșești, mă scoți afară din adunare? Iisus nu scoate pe nimeni. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vă dea putere. Amin. V-ați despărțit, dar nu v-ați despărțit de Hristos. Amin. Amin. Dumnezeu să vă întărească. Amin. Nu spărtinitor, că dacă vreți, vă arăt descoperirea care am avut-o. Eu nu am voie să ies din cuvânt. Fraților, Dumnezeu
să ne binecuvinteze și să ne dea putere să rămânem lângă El. E cel mai mare beneficiu al unui om să facă parte din trupul lui Hristos. Pocăiți, îi zice, la mulți oameni, le zice pocăiți. Dar numai cei care sunt în trupul lui Hristos, aceia se va întâlni cu Iisus. Slăvit să fie Domnul! Amin. Unde Iisus este capul, mărire Lui! Nu mai multe capete, voi frate! Nu mai multe capete! Un singur cap, Iisus Hristos, și noi suntem modulare. Dacă vreți să citiți. Să vedeți că Biblia asta este tot ceea ce îți dorește inima pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Uitați aici în 12. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Corinteni, nu în Corinteni. Și urmăriți. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Când erați păduși, știați că vă duceați la idol, la idolii cei mulți, după cum erați călăuziți. De aceea, vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Amin. Fraților, e cuvântul lui Dumnezeu. Nu e cuvântul meu, nu e al lui fratele, nu e al lui fratele. E cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Ce spune așa? Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucruri, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în tot. Și fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Slăvit să fie Domnul. Și în Roman spunea despre acest lucru în textul de dimineață de dragoste. Fiecare trebuie să lucre cu puterea care i-o dă Dumnezeu pentru altul. Dumnezeu, dacă ți-a dat un dar, apoi atunci lucră pentru altul. Nu ținea pentru tine, că nu vei avea răsplată de la Dumnezeu. Dacă fratele cântă spre slava lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să cânte ca inima oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Nu i-a dat Dumnezeu acest un dar, că și ăsta e un dar. Dar vreau să vă spun, sau chiar atunci când ne rugăm, măi oameni, rugăciunea nu face parte de aici din dar, dar este o obligație pentru noi. O obligație. Băgați de seamă că noi nu-i facem niciun beneficiu lui Dumnezeu când ne rugăm. Nu! Și vă dau un exemplu. Dacă eu vin la fratele Ilie și îți dai 100 de lei. Frate Ilie, te rog frumos, uite, znăcăjit, dai 100 de lei. M-am rugat frumos. Să-mi dai 100 de lei. Până mâine, poimâine sau peste o lună. El îmi dă 100 de lei. Eu peste o lună, când ăla, mă duc și îl dau înapoi. Frate, îți mulțumesc frumos că tu ne-ai dat. I-am făcut un beneficiu lui? Nici la Dumnezeu nu-i facem beneficiu. Dar noi ne facem datoria față de Dumnezeu. Cum îmi fac eu datoria față de Ilie. V-am dat un exemplu ca să știți că rugăciunea... De ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Stăruiți în rugăciune. Deci nu numai să te rogi, să stăruiești în rugăciune, slăvit să fie Domnul. Atunci când stăruiești, Iisus Hristos este acela care îți dă. Pentru că noi orice cerem în numele Lui. Amin. Și noi, fraților, dacă vreți chiar până acolo să știți, noi prin Iisus Hristos avem intrare slobodă în locul prea sfânt. Slăvit să fie Domnul. Între om și Dumnezeu spune la Timotei că este omul Iisus Hristos. Amin. Și noi suntem toți preoți al lui Dumnezeu. Pentru că preotul era omul de legătură între Dumnezeu și om. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și toți sunt preoți. O împărăție, o împărăție de preoți, un neam sfânt, un neam ales. Ăsta e trupul lui Hristos. Slăvit să fie Domnul. Și vreau să reviu. După aia mai vorbim dacă mai aveți răbdare. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Unuia. Altuia să vorbească despre cunoștință, datorită același Duh. Altuia credință prin același Duh. Vreau să mă opresc un pic la credință. Credința avem toți și credința am avut toți, că dacă n-aveam credință în Iisus, dar nu e un dar de credință. Un dar de credință e mai mare decât credința care am avut-o noi și am zis, da, frate Ilie, eu vreau să mă botez. Mă înțelegeți? Deci e o credință a ta, dar nu e un dar. Aici spune altuia credința prin același Duh. Deci vorbește despre dar, vezi. Deci în trupul lui Hristos, noi frate, trebuie să fie așa. Trebuie să fie, zice așa, sunt felurite slujbe, dar trebuie să fie slujbe. Sunt felurite lucrări, trebuie să fie lucrări. Sunt, așa,
Deci daruri, slujbe și lucrări. Din astea formate adunarea. Adunarea formată din daruri, din slujbe și lucrători. Cine pune și cine dă în lucrare? Duhul lui Dumnezeu, mă spune. Păi nu-i spune la Pavel, v-a pus Duhul Sfânt ca să fiți prezbite, slăviți să fie Domn. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem bine voia lui Dumnezeu. Să nu ne abate, fraților. Altuia credința prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia putere să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia feluite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Și apoi să vedeți cum este Hristos. Ați citit cum este Hristos? Spune așa. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Deci Dumnezeu ne toate nouă privirile la un trup omenesc ca să ne dăm seama cum este biserica lui Dumnezeu. Fraților, da, odată am întâlnit un frate care, acum să nu se supere, frate, cânta la acordeon. Păi zice, eu-s picior. Păi eu cânt, eu-s picior. Ca să fii picior, păi să fii evanghelist. Ca să fii ochi trăsuci, văzător. Fraților, dar asta ești o parte. Ești parte din picior. Ești parte din proroc, ești parte din lucrurile astea care se pune aici.